Domnul Daminescu, bună ziua! Bună ziua! De când îl știți pe Ștefan Bonica? De când îl cunoașteți? Vă mai aduceți aminte? De când era scrisor de dragoste. Nu s-a născuse. Da. De atunci îl știți. Da. Cum încă? Ați primit telefonul și v-a rugat să dați o mână de ajutor unei concurente? Da. S-a gândit la mine și bine a făcut. Pentru că am cunoscut-o pe Andrada, care a ajuns foarte repede la sufletul meu. Foarte repede. Și uite că e o călătorie frumoasă. Cum ați simțit-o pe Andrada? Are emoții înaintea marii finale? Are emoții, dar odată i-am spus, ia toate emoțiile astea în fața publicului și canalizează-le în piesă ca niște emoții personale, da, constructive, și atunci o să fie bine. Și am înțeles foarte bine despre ce este vorba. Ați văzut și ceilalți concurenți sau nu? Dacă i-ați văzut, măcar știți că au și invitați cu un nume, ca să spun așa, va fi greu? Nu știu. Nu știu ce i-a dat concurenți. Am auzit într-o seară câțiva, buni, foarte buni. Nu știu dacă o să reușească să ajungă la, nu știu, la nivelul acestui număr. În opinia mea, votați la Andrada. 1-3, 1-3.